Salutare lume proteică și bine ați venit la un nou video de unboxing care va intra la secțiunea diverse. De ce? Ne vom uita la două pachete pentru jocul Keyforge, unul din ultima extensie și unul din penultima extensie. Aceste pachete sunt pachete gata de joc, cum ar veni, adică dacă cumpărați un pachet de Keyforge, așa este conceput jocul, puteți deja automat să jucați împotriva unui alt pachet din orice extensie ar fi. Ah, ok. Și există diferite modalități. Poți să iei un pachet, poți să iei două pachete și tot felul de tokene care ai nevoie, dar dacă ai luat unele deja cu tokene, deja te descurci doar cu un pachet din fiecare extensie, dacă vrei să vezi despre ce este vorba. Ele sunt pachete unice, cum ar veni, și de aceea ele nu pot să fie amestecate cu alte pachete, cum e poate, sau cu alte cărți, cum e la Magic the Gathering sau așa, ci pur și simplu pachetul cum îl ai, așa îl vei juca. Bun, acum aici avem niște informații și deschidem pachetelul, ne uităm dacă mai e ceva înăuntru, nu? Și aici avem pachetul care este gata de joc. Este aici și un QR code unde puteți să băgați pachetul în aplicație pentru a trecui cât de bine vă descurcați cu el. Există o aplicație pentru jocul Keyforge de la cei care au făcut de la Fantasy Flight. Și acum o să încerc să deschid, să ne uităm puțin la cărți, să vedem cum arată. Numai să reușesc să deschid pachetul ăsta, că se pare că nu are din ăla ajutător. O să reușesc eu să intru undeva și să deschidem. Da, gata, am reușit. Și imediat o să ne uităm la pachet. Bun, deci aici practic este componența pachetului și numele și cele trei facțiuni care sunt prezente în pachet. Și aici avem diferitele creaturi cu puterea lor, defensul și abilitatelor și sus facțiunea. Primesc Ember. Dacă cunoaște jocul, știți despre ce este vorba. Dacă nu, am niște videouri unde explic puțin cum se joacă jocul, dacă vă uitați aici la diverse. Deci observăm, există bineînțeles și dubluri de creaturi și diferite arme, de exemplu, astea sunt upgrade-uri, astea sunt creaturi, astea sunt upgrade-uri care le puneți pe creaturi. Și vedem aici diferite facțiuni, diferite evenimente, diferite upgrade-uri, diferiți minioni care te ajută pe parcursul jocului. Și cum ziceam, pachetul ăsta este gata de joc și are, cum spuneam, acest nume. Acum haideți să ne uităm și în extensia nouă. Așa. Avem aici iarăși nimic înăuntru. Avem iarăși ceva asemănător, roșu, să-i spunem așa. Aici vedem numele jos. Au modificat puțin layout-ul de la ultima extensie. Și acum încerc iarăși să... aici au pus din ăsta. Tam-tam. Deci vedem niște life improvements aici. Deci vedem aici numele, cum ar veni... nu, ce sunt creaturi. Avem aici lista cu QR code-ul, bineînțeles, lista pachetului. Și vedem aici, nu este la fel ca aici, m-am uitat pe spate, numele și facțiunile din pachet. Aici observăm, există un element nou în acest tide și low tide și high tide în această extensie. Și observăm aici arăși upgrade-uri și diferite caractere, diferite evenimente care puteți să le jucați pe parcursul jocului, pentru a forjui cele trei chei și de aceea se și numește jocul Keyforge. Foarte interesant, dacă vă uitați la prezentare, jocul îmi place foarte mult, având în vedere că anunți care facțiune și doar facțiunea aia poți să o joci în tura aceea. Deci au un concept foarte interesant și sper să mai aducă multe extensii în viitor. Și partea cea mai faină este dacă ții un pachet, poți să te joci cu el, nu trebuie să tot investești, să reinvestești pentru a avea ceva competitiv. Cam atâta pentru astăzi, legat de un mic unboxing de la ultimele două extensii de Keyforge, Mass Mutation și Dark Tidings. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți, nu uitați, dați un subscribe aici și un follow pe pagina ProtiPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProtiPlays. Mai jos și link către pagina de Patreon dacă vreți să mă susțineți cu o donație în activitatea mea și pe lângă asta veți avea acces la niște beneficii, la content în plus. Aruncați pur și simplu o privire jos pe pagina de Patreon. Cam atâta, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!